că justiția s-a reformat, dar oamenii tot n-au șansă să ajungă în instanță fără ajutoare. Omul a fost chemat la judecătorie cu Iucani, unde niciodată nu a fost asigurat accesul. Trebuia să rădeci și sunt piste făcute. Ce vine pe aici? Tu la braz, în sus și-i făcut special. Și după aceea ce faci? Cum urcă la lift? Spatele. Nu știu, e asta. Da? Acolo sunt vă doi, nu știu cine e. Este, dar e și acolo și aici. Я открыт лёг, ну, всё. Оля, ты сус? Сейчас, Оля. Так резко интрим, на уши лифтулы? Ну, я смогу, смогу, конечно. Улька, лентру ставил, ляг. Папа, я алка, алка, мами, типи, и с него сус от рога берей. Я пизд на кой жёс. Жёс? Да. Dai mai într-o parte, Leac. Nu mai trebuie într-o parte, ia ca să... Să mi-ți mă trage până acolo și eu așa mă aveți, mă învârtesc. Lasă-mi între ei. Apoi da, să-mi spui mă tare și știu eu. Hai să-l chemăm, dar. Ia vezi dacă intră. Da, mă. Plăcat eu cu vă spuneți, vă, cu mare. Dar cu ce stau nici, vă? Spune. Mă băgați prieții în voi, că... Da. Nu, n-a să încăpeți. Dacă cum ai fost, omul știe. Aaa, îl îngustează dacă trebuie. Ce știu, el e... La lucru. Hai că vin și eu. Am apăsat pe cinci. Ducă. Nas în cap. Mă învață eu. Mă, că-i soac eu. Nu știut că-i deșa-l pleant. Păi... Să-mi trebuie. Bun. Dar o lea că-i întârziet, nu? Întârziet. Ți-o spus la ce birou? Nu-o spus. Ai chiar ce știu. Păi da numele judecătorului măcar? Nu spune. La mine era doamna Șuvalov și i-a întrebat. Doamna Șuvalov și la vorbă. Doamna Șuvalov sus în concediu. O să o transmis aici. A, deci procurora te-a chemat ca și cum, da? Da. Dar și te-a sunat? Sara la 8. Judecătoria asta. A, chiar judecătoare te-a sunat? Da. Și cum să aflăm noi cine? Da, nu știu, îți găsim noi. Doamne, bună ziua! Bună ziua! Aici e biroul de judecători? Eu asta mi-a sunat o doamnă judecătoria asta. Și o să mă prezint aici la 5-le etaj, la... La asta, la... La ședință de judecat. La ședință de judecat. La oară nouă. Nu mi-a spus, că eu am întrebat la mine dușierea asta, procurorul, doamna Șuvalova, dar au zis că doamna Șuvalova și zic, păi dumneavoastră cine sunteți? Mâine s-o aflați. Și poftim? Nu scrie nicăieri nici un program. Aici e la etajul 5 toate. Și aici nicăieri nu apare Gheorghe Moisei. Pe 28 numai 1. Pe 27. Pe 28 numai 1. La ora 10 am înțeles că aveți. Păi la care judecător? Măcar am o să știm. Dar n-are,
Dar n-are afișat programul pentru azi, da? La Uric. E de 19. Dar azi e 9 zile mai târziu, e 28. Deci la Urica Cazacliu s-o căutăm, da? Da. Și ați ești în stradă, scotați? Nu mai iese. Și m-am dus acolo la ambasada. E dezamă. Eu și m-am despărțit cu dezamă. Ambasada Italiei? Da. Dar pe acolo e centru. Și te-a trimis mătă la Boican, dacă ambasada Italiei e în centru. E dincolo de strada Puști. Deci la ambasada Italiei. Povestești? Că eu filmez. Și m-am intrat la ambasada Italiei. Și așa aici că noi nu facem nimic pentru moldoveni, noi nu cătăm moldoveni, noi numai italieni. Și mă trimite la consulul României, la ambasada românească de acolo. Mă duc eu până acolo. Asta e mai puțin important. Până la urmă, ce s-a întâmplat cu femeia? De ce ești înculpat în dosar? Acolo, și că nu văd de citești lecții. Pentru că, nu știu că am uitat cum o cheamă, mă, din Steluță, dar nu știu. Dar ce ne-am tăcut? Zic, ești în brac, sunt ca așa, ca să treacă vă unul. Mai băievoi, ca mine și așa o iei, zic, bracu, știi, că e lungă. Deci, lăsați-o acolo, n-aveți grijă, sunt ca mea. Zic, acolo, lasă, acolo, lasă. Și îi dăm ce lecții la ăștia. Eu făcea lecții cu Andix Pizza, sau cu care... Nevajno, ce ai făcut? Ai luat geanta. Și m-a dus, m-a pus nică geanta și ea ne-a luat. Căruși, ne-am ați aminte de... Tinereță. Nu de tinereță, ne-am ați aminte cât e coniacul ăla. În aeroport îți chiar să întrebă așa cât e coniacul. Dar eu aveam o suncă de asta cu mine, mă iau o suncă de ciocolată, că am avut prin praznici și am două frumoase așa. Una cu magazinul, dar una... Dar dați detalii prea mult. Deci până la urmă ai luat geanta? Am luat-o geanta. Și m-am să-mi vicel, am luat pe cele. Dar eu ia că... Ai scos din geanta, da? Da. Ai scos din geantă? Da, am scos, i-am pus geantă înapoi. Goală. Dar dumneavoastră, dacă ați vrut numai să o speriați, ce ați luat în geantă? Deci eu am vrut să-i dau înapoi tăcerea și să-i bag minte în cap. Păi dacă luai geanta și o ascundeai, era deja gluma făcută, dar mata dacă ai disfăcut-o și ai scos-o din geantă, deja spune altceva. Nu-i așa-mi pare? Nu, păi eu știu că eu am luat-o, că să-i dau tăte bunurile astea, că eu zic ca să mă învețe engleza, E, clar. Am avut acolo cu tânsa. Și ea o chema poliția și ți-a făcut dosar penal, da? De furt sau ce? Nu, eu am luat ăsta. Am luat de-am banii și telefonul și m-am dus. Și eu rămas. Și eu așteptam afară, zic. Urmă, nu m-am ferit de Angus Pizza, m-am dus în altă pizzerie, știi? Zic, să mă caut de acolo. Dar ești plecat cu lucrurile ei. De. Și aveam când te-o găsit poliția, ai zis, hai că să le dau înapoi. Da, mă, nu, am lăsat mienții. Banii erau acolo. Banii i-am pus într-un ștergar, ca să vă, i-am controlat pe mienți cum lucrează ei. Și că răce, 8 mienți, băi că așa, filtrau tăt și ele, tăt și telefonul și banii, că ta un sun, că ei și țărie, nu i-am ascuns pe aia. Și telefonul era într-un ștergar și este banii alt ștergar acolo, erau două ștergăreli care eu șterg bănii care când mănânc. Uh-huh. Și e ca așa, 8 menți, fultrau tăiat, 8-ul. Ești le-au găsit până la urmă? Nu le-au găsit. Pe urma asta m-a rugat pe mine, am văzut că nu le-au găsit, iar tac. Și mă duc acasă. Și pe urmă deam doamna să le dăte, doamna Maria. Uite acum e familia, cât ne ești multe. E scris familia aici în cartea asta mea. Ei mă întreabă, hai băi, poate le dai jos, că nu le dau pui și era spărbat și frumos. Te joci cu legea, te joci cu legea. Și am te-o acuzat. Și te-o chemat, asta e prima ședință? Avem biletul la Germania și el și i-am dat telefonul și i-am dat 1000 de lei. Zic, n-am dat 100 de euro, de-am când mă întorc la Germania să le dau. Zic, nu mai faci proces verbal, dar aici că nu... Și s-o plâns la poliție, da? A? Și s-o plâns la poliție. Asta cam când a fost? Un s-a an, doi, fost an, am acum, la anul nou, eu anul nou l-am sărbătorit în Germania. Mm. Așa, anul nou, deci câteva luni în urmă, două luni în urmă.
Așa ceva nu ne-am sărbătorit niciodată. Așa frumos. A venit Angela Merkel, acolo era... Era sus de asta o poziție de... Vineau parlamentari cu copii, cu mașini, erau puși așa în gărgea, erau puși mese, într-o parte, pe 40 de rânduri, pe 40 de metri și pe 20 de... Parlamentari și atâți se dădeau și deau și ieșau de acolo, din mașinile lor, cu copii, cu soțiile, cu tare, cu un tort, care cu bere, care cu mâncare, care... tot felul de mâncă. Dar voluntarii luau și așezeau mese. Te-ai distrat, Oleac. Da, și la... Asta, la ora 12, a venit Angela Merkel, s-a suit la tribuna, a ținut cuvântare, pe ea, cum ea... Felicitat. Felicitat puteți cu anul nou, pe urmă orchestra aceea de fanfară, de voce, a ținut-o, a ținut-o de asta, a cântat ghimnul. Și în dosarul ăsta ce ai de gând? Îți recunoști vina, adică ești și ai pedeapsa și ai mai mică. Da. Și așa în felul ăsta o să decurgă rapid de procesul, parcă, procedură nu, simplificată. Nu, văd, dar văd că nu a venit nici victima, nici procurorul, nici, dar avocat ai? Era avocat. Și te-a sfătuit să recunoști, da? Doamna Șuvalova, da. Dar pe avocat Șuvalova era totuși avocat, procuror. Nu procuror. Eu zic de avocat, de apărător. Șuvalova te acuză, dar apărător cine? De un stat. Rus, un rus. Da. De ce un rus? Da, eu știu, el a zis că e tvoi advocat, e și eu, bă, și niciodată. Dar și n-ai putut și el unul care vorbește românește? Da, eu zis că nu, acel cat grei românești spune că să-i plătesc 5.000 de lei. Oho, de la stat. Da? Dar cine, cum îl cheam? Nu, au zis că da, aici e pe degeaba, dar au zis că da, acel care grăiește românești o scoasă 5.000 de lei, haide eu să-l plătesc. Oho. Și aștepți dreptatea, a?